Anul competițional 2023 a început cu dreptul pentru sportiva secției de box de la CSM Slatina, Alexandra Gheorghe. Slătineanca a făcut parte din lotul României care a reprezentat țara la o competiție internațională de box, reușind să obțină medalia de bronz. A fost prima competiție internațională în Marrakech, în Maroc, centura de aur, unde am participat din la clubul nostru de la CSM Slatina, Gheorghe Alexandra, și a reușit să urce pe podium cu un rezultat foarte bun pentru început. Competiția din Maroc a constituit și un test de verificare înaintea campionatului mondial de box din India. Sportiva antrenată de Luminița Turcin și Constantin Gălbenușe se pregătește intens pentru această competiție de mare anvergură și speră să urce pe podium. Am luptat la categoria 52 seniori. A fost o competiție foarte bună pentru prima competiție a anului. Locul 3. Să sperăm că pe viitor o să fie alte trepte ale podiumului. Un turneu tare, foarte multe țări și foarte mulți sportivi tari și bine titrați. Am avut două meciuri. Prima sportivă a fost din Iordania și a doua din Italia. Urmează o nouă competiție pentru tine, de această dată nivel mondial. Spune-mi ce ți-ai propus. O treaptă pe podium. Îți dai seama, toți sportivii își doresc cea mai înaltă a podiumului, treapta podiumului. Campionatul mondial de box din India va avea loc începând cu 15 martie.